ziua, bine v-am găsit, astăzi suntem pe data de 9 iulie 2022. Și am zis să prezentăm și o familie de producție din anul acesta. O colonie care n-a iernat, adică n-a roit. Și să văd cum se prezintă. Fiind la data aceasta, acestea sunt coloniile standard de producție. Să vedem ce găsim în această colonie. Are o matcă tânără și vom încerca să setăm colonia în funcție de ce găsim. Să vedem cât puiet are la data aceasta, chiar sunt curios și eu. Începem cu rama albă. Să vedem, are puiet în ea, eu zic că nu mai are la această dată, dar vom vede. Da, la această dată nu mai are puiet, nici nu a depus. Acum aduce de bagă nectarul de la floarea soarelui în această ramă. Bun. Este o colonie care nu necesită intervenție, să zicem așa. Deci fac filmarea, dar această colonie n-ar trebui nici să o deschid măcar. Dar așa, pentru a face o, să zicem, o verificare. Poate are nevoie să-i schimbăm matca. Nu se știe niciodată ce puiet are și vom vedea și dacă măcile trebuie schimbate. Aceasta e ultima ramă în care găsim miere. Bun, mergem spre cuib. Un alt aspect ce trebuie văzut, eu mă uit acum după trântori. Trântori, da, au dispărut trântorii pe data de 9 iulie, nu mai sunt trântori. Așa, o altă ramă plină cu hrană, miere, da? Iată așa, avem miere și urmăresc trântorii. Ah, mai e 1, 2, hai că mai sunt vreo câțiva, e bine. Prezența trântorilor cât mai mult într-o colonie toamna indică că acea colonie o duce bine. Mergem mai departe. Iată, aici a picat un pic de nectar. O să avem ramele doldora cu miere, fiindcă cules a început acum 3 zile. Și aici începe puietul. E fain, e plin cu larve, deci dacă pe această ramă găsim cu larve, e perfect. Aduce și polen. Aici văd un polen galben, portocaliu mai bine zis. Da, galben și portocaliu la această dată astea văd. Foarte fain arată. Deci prima ramă cu puiet. Ar fi indicat să găsim cât mai multe rame cu puiet. Și cu coroane cât mai subțiri, adică. Aceste rame deja sunt, adică puietul va fi înglobat de miere și încet ce eclozează
în timp ce eclozează, ramile vor fi ocupate de miere. O să spuneți că ar merge luate niște măsuri de a preveni blocarea cuiburilor. Eu am observat vreo 3 ani de zile că, indiferent că i-am dat o ramă neagră, indiferent, mai mult de 50-60 de celule nu mai puneam atca ouă și nu mă mai strofoc cu această tehnică de a debloca cuiburile. Un lucru ce poți să-l faci e să scoți o ramă cu miere și în locul ei să-i dai o ramă goală ca să mai bage miere în acea ramă, dar e complicat. Când ele decid că vine iarna, nu mai ai ce să faci. În schimb, e fain să găsești, uite, o ramă ca aceasta. Iată ce faină e rama asta. Asta nu are urme de blocaj. A băgat acum la repezeală niște nectar, dar aia va dispărea de acolo. Da, băga nectar în toată rama. Cum a eclozat puietul, cum a băgat repede nectar. Ăsta e nectar băgat la repezeală, ăsta nu va rămâne aici. Albina, când vine cu nectar, o îl depune cât mai repede să meargă să aducă altul. Și atunci îl depune pe ramele cele mai apropiate de urdiniș. Iar după ce se termină, se oprește din aduce nectar, după aceea merge și îl depune unde consideră ea, în rame mărginașe sau în coroniță. N-am numărat ramele cu puiet, dar va fi puțin, deci va fi puiet puțin. Dacă vom avea peste o lună 3 rame cu puiet, ar fi perfect. Și aici ai băgat nectar la repezială. Da, așa funcționează. Acum, dacă s-ar putea să confunzi un pic acest lucru, adică nectarul băgat la repezială, dar eu așa îl consider. Iată și curge pe rame aici. Dar arată foarte, foarte bine. Și unde a găsit o celulă goală, a băgat nectarul. Iată, avem și o ramă bună, bună, bună. Când a eclozat puietul, mai avem trântorașii. Mai sunt vreo, ce am văzut eu așa, maxim 30 de trântori în toată familia. Aceia sunt păstrați așa de rezervă, dar nu cred că ar mai fi cazul să crești regină în cazul acesta. Când vezi puțin trântori deja, reginele, să zicem că au mai puține șanse de împerechea. Și o ramă albă, plină cu nectar, cel mai probabil, da. Nectar proaspăt adus. Da, deci puiet avem pe, să zicem așa, pe 1, 2, 3, 4, 5 rame de puiet, iar aceste 4 rame, în vreo 2 săptămâni așa, încep și extrag. Deci, extrag, dar nu vor mai oua măcile în acele rame extrase. Voi extrage, va rămâne coloniei câte o ramă de miere în laterale și va mai fi de extras. Se extrage încet, încet rame. Adică fiecare consideră acum după el, dar după ce voi extrage, după ce voi lua un caiet și voi nota toate coloniile, să văd unde are nevoie de miere,
ta, are spațiu de a băga nectar, se va umple aceste rame. În două săptămâni acestea vor fi foarte bune de extras. Mai ales ramele albe. Foarte fain. Deci avem și un pic de miere, dar numai de la coloniile acestea, adică de la familiile mari și care n-au intrat în friguri, care n-au roit. Iată o ramă urâtă care va fi dată la gunoi. O topi. Bun. Deci, loc are pentru a depune mierea și dacă am văzut acest lucru la această colonie, înseamnă că undeva la 80-90% din familii au loc suficient pentru a depune mierea. Vedeți, aici este loc și totuși au creat repede nectar un cuib. Bun. Aici avem o ramă de margine. Și cam asta este. În funcție de cules, vom avea rame blindate cu miere. Vom avea rame blindate cu miere în funcție de cules. Bun. Cam atâta. Am verificat un cuib de albine de la o familie mare, arată binișor, pronosticul de iernare e pentru vreo 7 rame, cam asta este. Până data viitoare, numai bine!